Terne. Un român se numără printre victimele tragediei feroviare din Grecia. Fratele său îl caută disperat în localitatea Larissa, alături de rudele altor dispăruți. Un polițist de la Serviciul de Informații din Ministerul de Interne a fost găsit mort în mașina lui pe stradă. Bărbatul s-a împușcat cu arma din dotare, se pare. Să fii transgender în România înseamnă să te lovești de multe provocări. Un tânăr care și-a făcut operație pentru schimbarea sexului nu poate avea o nouă identitate pentru că autoritățile refuză să elibereze actele. Marius Săizu vă prezintă Focus. Un român în trenul morții, un tânăr de 34 de ani, este printre cei dispăruți în tragicul accident feroviar din Grecia. Îl cheamă Ionuț Culea, locuia și muncea acolo, iar fratele și apropiații lui îl caută cu disperare din spital în spital. Imaginile cu fotografiile tânărului au făcut înconjurul presei din Grecia și alți oameni dispăruți sunt căutați de apropiați, în timp ce tensiunea în țară crește foarte tare, iar protestele sunt din ce în ce mai violente. Până acum, bilanțul victimelor se ridică la 57 de morți. Πήγε από το Αθήνα και να γυρίσει σπίτι στην Κατερίνη. Ionuț a mers în Grecia să lucreze în construcții. Acum două zile se întorcea din Atena pentru a-și lua permisul auto. Locuința sa din Katerini se află la mai puțin de o oră distanță de locul accidentului. Ultimul dialog l-a purtat cu fratele său, care locuia cu el cu doar câteva minute înainte ca cele două trenuri să se ciocnească. Pighe din Atena, na pari diploma. Că afti itane stin trenul, stin proti vagoni itane. Te afară pote milisate. Ένδεκα πάρα. Λίγο πριν γίνει, δηλαδή. Και τι σας είπε? Έχω ακόμα μία βουρίτσα και να αυτό. De două zile, fratele și colegii de muncă din Grecia, dar și rudele de peste hotare, îl caută cu disperare. Ionuț nu se regăsește nici pe lista morților și nici pe cea răniților. Astăzi diu ine ta fotografiez. Emis din tot vrume putena. Tot psaxume, te ecogenia din seri tipota e astinomia. Din burina na pe tipota. Ama ξέρει κανένα άμα το είδε, άμα δεν ξέρω τι. Είναι αδερφός σας, συγγενής σας, τι είναι. Αδερφός. Ultima dată când am vorbit cu el a fost marți la ora 13. Băieții cu care locuia în casă au trimis aprobe ADN autorităților grecești. Ei, împreună cu domnul consul, verifică din spital în spital. Pozele lui au fost arătate pe toate televiziunile din Grecia. Rugăm autoritățile să facă tot posibilul să îi găsească. Ministerul Afacerilor Externe anunță că românii din Grecia care se află într-o situație de urgență au la dispoziție două numere de telefon pe care le pot apela, atât ambasada României din Atena, cât și consulatul general din Salonic. Până la acest moment, persoana în cauză nu a fost identificată pe niciuna dintre listele disponibile la nivelul autorităților elene. Ministerul Afacerilor Externe folosește acest prilej pentru a preciza că, din informațiile puse la dispoziție de către autoritățile locale, procedurile de identificare a persoanelor decedate se efectuează cu foarte mare dificultate în actualul context. Reprezentanții Ambasadei României la Atena și Consulatului General al României la Salonic continuă dialogul cu autoritățile elene și cu familia persoanei dispărute, fiind pregătiți să acorde asistență consulară conform competențelor. Și autoritățile grecești îi caută în continuare pe cei 56 de oameni dispăruți. Familiile sunt disperate. În timp ce ancheta este în desfășurare, protestele escaladează în toată țara. Mii de greci au ieșit pentru a doua zi în stradă, atât în Atena cât și la Salonic. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene. Până acum a fost pus sub acuzare șeful gării din Larissa, care, potrivit autorităților, ar fi dat un ordin greșit ce a dus la coliziune. Categoriul meu de sunet chirurgicat și detrimenul
Είναι πολύ νωρίς για δηλώσεις, γιατί ακόμη δεν έχουμε λάβει αντίγραφα ψυχογραφίας, η οποία είναι εντογενάς, δεν έχει τελειώσει. Έχει αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης αυτού που αναλογεί στα πλαίσια της ευθύνης που έπρεπε να έχει και έχει. Λουκρătorii feroviari din Grecia acuză guvernul de neglijență. Protestul lor a afectat atât mersul trenurilor din întreaga țară, cât și metroul din Atena. Caz șocant în Satu Mare, un polițist a fost găsit împușcat în propria mașină. Autoritățile merg deocamdată pe firul unei sinucideri. Bărbatul ar fi oprit autoturismul lângă o stație de autobuz din oraș, iar acolo s-ar fi împușcat cu arma din dotare. Înainte, ar fi vorbit la telefon cu soția lui și s-ar fi certat. Alertate de femeie, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție. Bărbatul de 40 de ani era angajat al Serviciului de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului de Interne. Avea doi copii, iar soția sa lucrează tot la Ministerul de Interne. Polițiștii fac anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat acolo. Atenție mare când mergeți la supermarket să cumpărați carne. Există riscul să vă treziți și cu ceva plastic prin ea. Așa i s-a întâmplat unei femei din București care a descoperit într-o caserolă cu carne plastic tocat. Detalii și ce spune Protecția Consumatorului în câteva minute în jurnal. În Ucraina nu trece o zi fără ca orașele din estul frontului să fie bombardate de către ruși. 85 de atacuri inamice au fost respinse doar în ultimele 24 de ore. Bahmutul rămâne epicentrul luptelor, însă armata ucraineană a ordonat retragerea uneia dintre unitățile de elită din oraș. Din 70.000 de locuitori au mai rămas acum în Bahmut doar 5.000. Printre ei sunt și 37 de copii. Pe linia frontului armele nu tac nici măcar pentru o secundă. În continuare, regiunile din estul țării sunt atacate. În Donețk, doi oameni și-au pierdut viața. Începe voina, nacrăim stol, seadem și budem spomenati jak my prožili ocei skike tam god. În Bahmut se duc în continuare cele mai sângeroase lupte. Mercenarii Wagner atacă în valuri și susțin că au ajuns în centrul orașului. Armata ucraineană a ordonat unității de drone să părăsească orașul. Doar 5.000 de civili mai sunt acolo, dar refuză să plece din oraș, deși autoritățile cer evacuare. Britania, Ucraina, сьогодні 3 березня. Можна констатувати по ситуації в Бахмутській конгломерації. Тяжкі бої і вдень, і вночі. Суїцидальні атаки, там вже по стільки штурмів за добу, я вже не кажу, що артилерія повністю там розбита. Лідерul групării Wagner îi cere președintelui Zelenski să-și retragă forțele din oraș. Я обращаюсь к президенту України Владимиру Олександровичу Зеленському. Уважаемый Владимир Александрович, подразделение ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Volodymyr Zelenski a vizitat orașul Lviv, unde s-a întâlnit cu președintele Letoniei. Acesta a mers într-un spital unde sunt îngrijiți soldații care au luptat pe front. În Rusia, atacul de la Bryansk a fost revendicat de Corpul Voluntarilor Ruși, un grup care se declară împotriva regimului de la Kremlin. Serviciul rus de securitate a publicat imagini cu atacul în care și-ar fi pierdut viața doi oameni, iar un copil a fost rănit. Kremlinul a anunțat măsuri suplimentare. Vă știți că există там и особый режим приграничный, принимаются меры дополнительные. Ну, разумеется, будет разбираться вчерашний теракт. И будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий. Vladimir Putin reunește Consiliul de Securitate în urma acestui incident pe care l-a catalogat drept act terorist.
România va începe măsurătorile pe brațul Chilia și canalul Bâstroie din 15 martie, au stabilit astăzi autoritățile române și cele ucrainene la primele consultări tehnice. Cele două părți au convenit că este cea mai bună soluție ca să clarifice informațiile contradictorii pe tema dragării, transmite Ministerul Transporturilor. Experții români au fost de acord ca la aceste măsurători să fie prezenți și specialiști din Ucraina, dar și altor instituții terțe. Operațiunea este estimată să dureze 10 zile, iar Ucraina va asigura securitatea navelor și a personalului românesc. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu spunea acum o săptămână că 3 nave ale administrației fluviale Dunărea de Jos Galați sunt pregătite cu echipamente specifice și așteaptă aprobarea părții ucrainene pentru a începe aceste măsurători. Manelistul Culiță Sterb și fratele lui au ajuns din nou în vizorul procurorilor. Cei doi au fost duși de poliție la audieri și într-un dosar în care mai multe persoane sunt cercetate pentru înșelăciune, dar și spălare de bani. Prejudiciul este de peste 1,5 milioane de lei. Dosarul a fost deschis în urma unei operațiuni comune a polițiștilor din România și Republica Moldova. Până acum, 2 persoane au ajuns în arest în România, ceilalți suspecți fiind cercetați de către autoritățile din țara vecină. Așa a fost ridicat de acasă manelistul Culiță Sterb. Procurorii au vrut să știe cum de i-a convins pe foarte mult să investească într-o iluzie. Prieteni, sunt foarte fericit pentru că nu știu dacă vă aduceți aminte, vă spuneam eu zilele trecute despre această monedă că se va lansa pe data de 10 și va fi de un real succes. Ea s-a lansat și nu a fost de un real succes, a fost de un mega, mega, mega succes. Mă și bâlbui cât sunt de fericit. Eu doar cu 1000 de dolari am făcut 12.600 de dolari. Așa sună una dintre postările cu care manelistul Culiță Sterb îi invita pe români să investească într-o afacere cu criptomonede. Artistul ar fi promovat pe o rețea de socializare 2 platforme care i-ar fi ajutat pe cei care depun sume de bani să primească înapoi dublu. Pentru postările făcute, procurorii au decis să îi audieze. Avocatul celor doi frați spune însă că aceștia nu au implicare directă în afacerea ilegală, ci doar au făcut publicitate, neștiind că de fapt e vorba de o înșelăciune. Față de ei nu au fost discuse nicio măsură preventivă, nu au fost dispusă nicio măsură preventivă. Implicarea concretă a acestora se rezumă strict la promovarea mediului online activității societăților comerciale. Ambii clienți se delimitează total de activitatea persoanelor acuzate de înșelăciune și în niciun moment nu au cunoscut scopul acestora. Ancheta a fost demarată de procurorii timișoreni în urma unor plângeri ale unor păgubiți. Schema infracțională ar fi constat în înșelarea persoanelor din România sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online. În acest scop, bănuiții ar fi creat conturi false pe rețelele de socializare conectate la companii inexistente. Bănuiții ar fi promis persoanelor contactate că o să investească sumele de bani încredințate lor de către victime la bursele de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea profitului garantat în maxim 2 luni. Mai precis, cei care depuneau 100 de euro după 3 zile ar fi încasat dublul sumei. Pentru a le câștiga încrederea, victimele au fost determinate să transfere sume mici de bani cu titlul de investiție, primind chiar și profitul promis. Apoi însă, când sumele investite au crescut, nu au mai primit nimic. Banii investiți de cei care credeau în această afacere au fost transferați în Republica Moldova pentru a li se pierde urma. Cele 32 de victime au fost găsite în perioada anilor 2020-2021 prin postări pe rețelele de socializare. O parte dintre suspecți sunt studenți moldoveni în România. Cele mai multe percheziții au fost făcute la Iași și București, dar și în Republica Moldova. În urma audierilor au fost reținute în România 2 persoane pe numele cărora magistrații timișoreni au emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. Un profesor de la Universitatea Politehnică din București este acuzat de către procurorii DNA de luare de mită. Potrivit anchetatorilor, șpaga o primea de la o colegă. Profesorul a fost deja reținut în acest dosar, dar mai multe informații ale colega mea, Alexandra Popescu. Bună seara, Alexandra! Despre ce sumă de bani este vorba? Bun găsit, Marius. Profesorul a fost prins în flagrant în timp ce primea o mită de 6.000 de lei de la colega sa pe care o cooptase într-un proiect de cercetare. Însă această sumă nu a fost singura pe care profesorul a încasat-o ilegal. Potrivit anchetatorilor, colega sa, care era doctorandă, a fost cooptată în mai multe proiecte de cercetare care erau finanțate prin fonduri europene. În acest caz, profesorul avea calitatea de manager, adică putea să
își aleagă echipa cu care lucrează, dar și sumele pe care le acordă acestora. Numai că acesta i-a cerut colegei sale lună de lună să-i plătească din suma pe care o încasează o sumă de bani între 1.000 și 6.700 de lei. Atenție, acest lucru se întâmpla lună de lună, iar colega sa a făcut acest lucru și a plătit, atenție, 31 de rate. Numai că la un moment dat femeia s-a săturat și a decis că este cazul să îl denunțe procurorilor DNA, ceea ce a și făcut, iar după aceea a fost și organizat acest flagrant în care profesorul a primit mita de 6.000 de lei, practic care era suma aferentă lunii februarie. Profesorul a fost arestat, judecătorii au decis în cazul său să fie măsura controlului judiciar, chiar dacă procurorii DNA au cerut măsura arestului preventiv. Profesorul spune însă că nu este vinovat, iar sumele pe care acesta le-a încasat erau de fapt o finanțare pentru un alt proiect al Politehnicii. Marius? Alexandra, îți mulțumim foarte mult. Un tânăr transgender din Cluj se luptă cu autoritățile din România pentru dreptul de a fi el însuși. După ce și-a schimbat sexul și actele în Marea Britanie, în România instituțiile refuză să-i recunoască noua identitate. Bărbatul a dat acum în judecată statul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și tot ce își dorește e ca procedurile de schimbare a documentelor să fie și în țara noastră cât mai simple. Arian s-a născut în România și s-a mutat cu părinții în Marea Britanie pe când era copil. A obținut și identitatea britanică, iar în 2020, după operația de schimbare de sex, a reușit să schimbe și actele emise în regat, astfel încât să fie în conformitate cu noua sa înfățișare, cea de bărbat. Acolo parcursul a fost mai lin, a fost tratat cu demnitate. Autoritățile române au zis, nu putem, cu toate că pe site-ul ambasadei României la Londra, informațiile erau altele. Informațiile de pe acel site ziceau se poate dacă se îndeplinesc aceleași condiții. La vremea respectivă, Marea Britanie se afla încă în Uniunea Europeană, motiv pentru care autoritățile române nu trebuiau să recunoască procesul efectuat de Arian în insulă. A apelat la toate autoritățile competente din Cluj-Napoca, orașul natal, însă spune că mereu i-a fost închisă ușa în nas. A primit răspunsul că trebuie să parcurgă de la capăt o procedură judecătorească în România. De la început, să dovedească faptul că are această identitate de gen masculin. Primăria Cluj-Napoca justifică refuzul către Arian prin faptul că procesul de schimbare a actelor nu ține de ei. Bărbatul transgender a decis să dea în judecată instituția, dar și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Serviciul de Stare Civilă. Acum Arian a decis să ducă procesul până la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Tânărul își dorește un singur lucru. Intrarea mea pe teritoriul României, țara în care m-am născut și în care am rude pe care vreau să le vizitez, depinde de un set de acte neconforme cu cine sunt. Din cauza acestor acte pe care statul român nu vrea să mi le schimbe, am fost deja discriminat pe aeroporturile din țară. Tot ce îmi doresc e să fiu respectat ca cetățean român și european. A primit foarte multe întrebări umilitoare, inclusiv referitoare la corpul său, inclusiv referitoare la organele sale genitale, inclusiv la chestii care sunt țin doar de viața privată. Într-o situație asemănătoare se află și Alex, un tânăr transgender din București care a reușit până în prezent să schimbe doar numele. Nu pot să-mi schimb cifra din buletin, care este... nu mi oferă o oarecum stabilitate, pentru că de fiecare dată când trebuie să arăt buletinul sau să întocmez documente, revine mereu discuția și faptul că sunt transgender. În România nu există o procedură clară pentru persoanele transgender care vor să-și actualizeze actele de identitate. Alex pune rigiditatea autorităților pe seama unui singur lucru. Sunt 100% clar că există acest curent de transfobie. Din cauza asta nici autoritățile nu sunt deschise. Asociația Accept estimează că în România există aproximativ 120.000 de persoane transgender. Dintre acestea, mai puțin de 100 au reușit să ducă la bun sfârșit procedura de schimbare actelor, iar în unele cazuri procesele au durat chiar și 10 ani. Cumperi carne și găsești plastic. Nu este o glumă, ci pățania unei familii din București. O femeie a descoperit plastic într-o caserolă de carne de vită luată dintr-un supermarket cunoscut din capitală. Urma să o gătească pentru o petrecere a copiilor. Românii sunt îngrijorați și le este teamă să mai cumpere astfel de produse pentru a nu-și pune sănătatea în pericol. Și autoritățile atrag atenția să fim atenți de unde cumpărăm și să verificăm cu atenție etichetele. Deci nu se poate așa ceva. Două secunde. Ia uitați. Plastic. Da? Mai controlăm? O desfacem, o plătesc,
dar în același timp fac și reclamația. Mâine e ziua lui nepoțica mea, face 6 ani. Mâine îi dădeam copilului chifteluțe și pe lângă copilul meu îi venea încă 10 copii, poate. Liliana Cosma este bucătar de meserie. Soțul ei a mers într-un supermarket din București să cumpere carne. Urmau să o pregătească pentru petrecerea nepoatei lor, unde erau invitați mai mulți copii. Acasă însă, când au deschis caserola cu carne de vită, au avut un șoc. Nu avea miros și când s-au uitat mai bine, au descoperit că în ea se afla plastic tocat. De data aceasta, femeia s-a dus la magazin și în fața angajaților au mai deschis și alte caserole cu carne de vită. Surpriză! Și acestea conțineau plastic. Ia spune-ți, ce este în ea? Și am amestecat-o cu porc. Am mirosit-o, nu miroase, dar în schimb, ia uitați, spuneți mâna. Aici. Și dacă vreți, luați-o și mestecați-o. Când au văzut că sunt filmați, angajații au spus femeii să șteargă filmarea. Dimpotrivă, ea a postat-o pe internet. Nimic. Da, am închis. Oricum, dovada este la soțul meu. Autoritățile au aflat de incident, însă femeia nu a făcut plângere. Ca urmare, nu se știe cine este producătorul cărnii cu plastic și nici magazinul unde era comercializată. Nu putem stabili că toate produsele similare sunt din plastic. Ne-ar ajuta mult mai tare să ne spună, uite, la magazinul acesta am găsit produsul acesta etichetat în numele acestui producător. Și atunci, cu siguranță, având datele, am fi demarat și o cercetare chiar fără să avem o sesizare. După ce imagini au devenit virale, tot mai mulți români spun că se tem să mai consume produse din supermarket. E cumplit unde s-a ajuns să mâncăm și gândaci și carne din plastic. Am trecut în mileniu 4. Deci urmează să întâlnim un bărbat de plastic, o femeie de plastic, un câine de plastic. Și într-o lume de plastic ne plastifim și noi. Și eu am cumpărat pește din hală și când am venit acasă era negru și m-am dus și l-am dus înapoi. Oamenii sunt sfătuiți să cumpere carne cât mai des posibil de la producătorii români. Eu aici sunt împotriva oricărui produs sintetic și aici lucrurile ar trebui dimensionate în funcție de răspunderea autorităților care sunt în domeniu, ANPC-ul, iar eu îndemn pe toți. Îndemn pe toți să mănânce ce trebuie și să mănânce ce fac românii noștri și să cumpere de la românii noștri. Reprezentanții protecției consumatorului insistă ca românii să verifice cu atenție etichetele produselor, atât valabilitatea acestora, cât și numele producătorului. Mâncarea s-ar putea ieftini în următoarea perioadă, este anunțul ministrului Petre Daia. El a discutat astăzi cu fermierii din județul Iași și i-a asigurat că se vor face investiții în domenii cheie din agricultură, bineînțeles. Daia sta de vorbă și cu cei care au produse cu atestat și spune că va promova tot mai mult marfa românească. Ministrul Agriculturii crede că în perioada următoare vom plăti mai puțin pentru alimente. Sunt șanse să scadă prețurile. Primul rând, piața s-a liniștit. Și prețurile ați văzut că au stagnat și este corect că suntem în această situație, întrucât și inputurile au început să se echilibreze și prețul la inputuri să scadă. Eu sper în continuare ca aceste prețuri să rămână și chiar o scădere, pentru că e și necesar și în același timp este și bine. Nu la fel de optimist sunt consumatorii care merg prin piețe și observă rar prețuri mai mici. Ar fi, nu bine, foarte bine. La ce ar fi bine să scadă? Păi, în primul rând, la legume. Legumele care astea sunt căutate în fiecare zi, de fiecare, mai ales în perioada asta, apostolului, legumele, fructe. Și mai ales dacă sunt și de la noi, legume și fructe românești de-a noastră. În primul rând, la toate alimentele de bază. Vă dați seama, dacă e un ouă, e un leu 50 acum, păi ce să... O pâine e 5 lei, pe puțin, ce să mai zic? Ar prinde bine o ieftinie? Foarte bine. Depinde la ce. Depinde la ce s-o ieftinit, la ce... De exemplu, eu cam ce cumpăr așa, ridică, 5 lei grămadă. Asta este altceva ce pot să vă spun. Prețurile sunt destul de mari. Nici producătorii locali nu pot da asigurări că vor avea prețuri mai mici, pentru că și ei depind de materia primă, care se tot scumpește. Nu le văd realizabile din punctul meu de vedere, ținând cont de faptul că toate costurile au crescut, începând de la transport, motorină, absolut tot. Cel puțin pe partea de apicultură, nu cred că vom putea da prețuri înapoi. Atâta timp cât cade prețul de la producător, vine porcul mai ieftin de la abator și cu siguranță o să-l mai scadem și noi.
pentru că noi depindem de materia primă cu care o primim. Deocamdată în piețe prețurile sunt la fel ca zilele trecute, adică tot mari. Ca în toată Europa și America, epoca TikTok-ului s-ar putea încheia și în România, e adevărat, pentru politicieni și instituțiile publice. Motivul este legat de securitatea datelor. La noi, pe lângă parlamentari, Senatul și-a făcut recent cont pe celebra aplicație. Vorbim despre acest subiect în câteva minute în Jurnal. Primul transplant pediatric realizat la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală a fost un succes. Melissa, fetița de 10 ani care a primit o nouă șansă la viață, se simte bine, iar în câteva zile va fi externată și se va întoarce acasă. Spitalul Grigore Alexandrescu este al doilea centru din țară dedicat acestor intervenții. Alți 10 copii se află acum pe lista de așteptare pentru un transplant. Problemele de sănătate ale Melisei au început încă de la vârsta de un an. Mama micuței povestește cum a observat că pe corpul fetiței apăreau mereu pete maronii, iar culoarea tenului era tot mai galben. A început un drum lung prin spitale și controle medicale pentru aflarea unui diagnostic. Fetița avea o infecție virală cronică care a cauzat o ciroză hepatică. Copilul e cerea în urmărire la doamna dr. Constantinescu Alexandrina, dar în momentul în care a fost preluată lista de acolo de doamnele doctori care sunt la noi la gastroenterologie, acest copil a fost primul care a fost preluat. Și în urmă cu două săptămâni noi v-am zis că am avut un posibil donator și a fost prima dată când am chemat-o la noi la spital în vederea unui transplant. Minunea s-a întâmplat în noaptea de 18 februarie. Melissa a primit un alt ficat de la un copil de 3 ani, victima unui accident rutier. Intervenția a fost una de succes, iar starea micuței este una foarte bună. Îi mulțumesc foarte frumos, să-l poartă Dumnezeu de grijă. Mă bucur pentru ce s-a întâmplat, îi mulțumim mai ales medicinii, doamnei doctor. Ce-și dorește fetița să facă? N-am întrebat. Îi place să facă mai mult? N-am întrebat-o deocamdată. Dar ce-i place mai mult să facă? Deaba să învaț. Nu prea merg la școală, nu prea am lăsat-o. Acum ne dorim să mergi la școală, își dorește să fie alături de copii. Intervenția extrem de delicată a avut loc la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu de o echipă multidisciplinară de la Grigore Alexandrescu și Institutul Fundeni. Pic, pic în sus, pic în jos, pic pe umăr, pic pe dos, pic pe cap, pic sub crac, pic la grigri. Operația a fost o premieră, fiind primul transplant pediatric realizat în acest centru dedicat acestor intervenții. Este important că lucrurile se schimbă în domeniul transplantului pediatric. Transplantul hepatic pediatric este o prioritate și pentru noi. Avem acum al doilea centru în București, care se specializează în acest sens. Echipa de medici de la Institutul Fundeni, împreună cu cei de la Grigore Alexandrescu, își propun să realizeze în acest centru aproximativ 10 intervenții de transplant pe an. Rămâne însă problema donatorilor. Sunt puțini copii care ajung să fie declarați moarte cerebrală, iar transplantul de la mamă sau de la tată nu este totdeauna chiar cea mai fericită soluție. Transplant hepatic pediatric de la donatori cadaveric, sunt puțini. Doctorul Zota probabil ne va spune, sunt 2-3 donatori pe an. Este foarte puțin pentru un centru de transplant pediatric. Aceste intervenții chirurgicale sunt intervenții de urgență, apar la orice oră din zi și din noapte, deci toată lumea este cu telefonul la ureche. Vorbim de transplantul hepatic de la donator viu, care este o operație programată, în care... Însă sunt tot mai puțini cei care donează sau ai căror părinți sunt de acord cu donarea. E o chestiune pe care trebuie să o explicăm oamenilor, să înțeleagă că este o responsabilitate pentru semen, pentru comunitate, pentru țara asta până la urmă. Și dacă nefericirea, soarta te împinge într-o zonă, din păcate, din care nu mai revii, atunci, prin organul pe care îl donezi, trăiești și dai, până la urmă, șansa la viață unei alte persoane. Alți 10 copii sunt pe lista de așteptare pentru un transplant de la un donator compatibil. Caz înfiorător în județul Argeș. Un bărbat din Pitești a fost găsit mort în propria casă, înfășurat într-un covor. Descoperirea macabră a fost făcută de fosta soție după ce omul nu i-a răspuns la telefon câteva zile. Principalul suspect al crimei este chiar fiul lui, un băiat de 16 ani, care în ultimul timp ar fi început să consume droguri. Vă avertizez, urmează detalii cu un puternic impact emoțional.
Bărbatul găsit mort în casă avea 78 de ani și locuia într-o vilă din Pitești. Pentru că nu a mai răspuns la telefon zile la rând, fosta lui soție și-a dat seama că ceva rău s-a întâmplat și a mers la ușa apartamentului. Cum nu i-a deschis nimeni, femeia a chemat autoritățile. Când au intrat în apartament, oamenii legii au rămas șocați de ceea ce au găsit. Era decedat de mai multă vreme. Ultima oară când a fost văzut în viață, se pare că duminică, deci în urmă cu vreo 4 zile, a prezentat multiple lovituri de cuțit. Bărbatul locuia cu fiul lui în vârstă de 16 ani. Deseori, în apartament ar fi dat petreceri unde s-ar fi consumat și droguri, spun vecinii. Adolescentul este acum principalul suspect în cazul crimei. În momentul în care a fost ridicat de polițiști, era în sevraj. Situație psihomotorie, era conștient cooperant. A afirmat că a consumat substanțe psihoactive de abuz de genul etnobotanice. Inexplicabil, mașina bărbatului ucis a fost găsită într-un alt cartier din oraș. E o zonă în care se adună așa adolescenții? Da, se adună adolescenții, da, noaptea toată noaptea. Se adună și stau ori pe acolo, ori pe aici, dar acolo se strâng. Nu mai mașini una lângă alta să pun așa seara, dar nu mai mașini. Băiatul de 16 ani a ajuns la audieri. Anchetatorii verifică și o altă pistă privind consumul și traficul de droguri. După modelul european și american, TikTok ar putea să fie interzis și în România pentru oficiali și instituțiile publice. Autoritățile fac verificări pentru a vedea dacă celebra aplicație reprezintă un pericol de securitate și dacă politicienii vor avea interzis să o folosească, așa cum Parlamentul European a decis deja. În Giurgiu există reclame la jocuri de noroc? Da! Enorm de multe, da? Știți tineri sub 18 ani care intră în săli cu păcănele? Da! Acest clip postat de președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, pe TikTok a devenit viral și a strâns deja peste 200.000 de vizualizări. De altfel, Alina Gorghiu este o prezență populară pe platformele de socializare, iar pe TikTok are deja peste 3.000 de fani. Ați zis și mie și mă opriți. Vedeți că îmi tai degetele, mă opriți. În urmă cu o lună și Senatul României și-a făcut cont pe TikTok. A strâns aproape 1.000 de urmăritori. Într-o lume digitală, a inteligenței artificiale, în care cartea a devenit e-book, învățatul a devenit e-learning, eu prefer întotdeauna materialul scris, tiparul clasic. O anumită categorie de public, așa cum spune generația tânără, este mult mai ușor să îi informezi în această platformă. Senatul și Parlamentul în general nu e o instituție foarte percepută ca fiind foarte prietenoasă cu generația tânără. Cercăm să promovăm acolo inițiativele pe care le adoptăm în Senat, cum funcționăm, cine sunt senatorii. Numai că popularitatea senatorilor ar putea să pălească după ce Parlamentul European a decis interzicerea aplicației pentru politicieni și cei care fac parte din echipele lor. Motivele sunt legate de securitatea datelor utilizatorilor, iar decizia a fost luată deja și de Canada și Statele Unite ale Americii. O astfel de decizie trebuie să se bazeze pe datele furnizate de către specialiști. În momentul în care n-am clarificat, nu văd niciun fel de problemă să ne aliniem la comportamentul Comisiei Europene. Nu e nicio regulă. La Facebook știți foarte bine că este reguli foarte clare. Se poate anunța, se pot suspenda. Pe TikTok nu există niciun fel de regulă. Important este să vedem care e concluzia la care ajung specialiștii și, desigur, dacă există riscuri, toate instituțiile publice din România care au aceste conturi vor renunța la TikTok, inclusiv Senatul. Ministrul Digitalizării a spus că va crea un grup de lucru pentru a analiza siguranța platformei chinezești. Dacă nu am avea legea securității cibernetice, dacă ea nu va fi operaționalizată, ne va fi foarte greu să intervenim în asemenea cazuri. Legea care a trecut ieri de Curtea Constituțională realmente creează pârghiile pentru ca statul român să intervină mult mai eficient în cazul unor asemenea pericole. Astfel de platforme colectează de la utilizatori informații legate de locație, dispozitivul folosit sau lista de prieteni și sunt suspiciuni că aceste date, în loc să rămână în Uniunea Europeană pentru a fi protejate, sunt folosite de China în alte scopuri. Să presupunem cel mai rău scenariu în care genul acesta de informații ajung pe mâna unor alte autorități, cum sunt cele din China, de exemplu, care vor să spioneze o putere străină și atunci au acces direct la
ar putea avea acces sau ar putea cere acces la lista de prieteni a unui senator sau vor să vadă alte informații de acest fel. Până la o decizie clară a autorităților de la București, Senatul își va continua activitatea pe platformă. Specialiștii spun însă că este doar o chestiune de timp până ce TikTok-ul va fi interzis pentru toată lumea. La doar o zi după ce a fost prezentat de către premierul Nicolae Ciucă, robotul Ion se confruntă cu primele probleme. Primăria comunei Ciugud a reclamat că una dintre imaginile folosite în prezentarea lui Ion încalcă regulamentul de protecție a datelor personale, pentru că în fotografia respectivă apare o elevă a școlii din Ciugud. Echipa care a creat robotul a declarat că poza a fost luată dintr-un reportaj al TVR cu acordul televiziunii. Ulterior, Ion, dar și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și-au cerut scuze pentru situația creată și-au anunțat că renunță la fotografia fetei. Malala, renumita tânără pakistaneză care a supraviețuit după ce a fost împușcată de talibani, merge la Oscar. Ea este producătorul unui film documentar. Vedeți însă mai multe imagini imediat după publicitate. Descoperire impresionantă în Egipt. Un coridor ascuns, lung de 9 metri, a fost găsit în apropierea intrării principale în Marea Piramidă din Giza, veche de 4500 de ani. Piramida este ultima dintre cele 7 minuni ale lumii antice, care se mai află în picioare în momentul acesta. Coridorul neterminat a fost creat, cel mai probabil, pentru susținerea greutății piramidei. Arheologii sunt încântați și spun că poate duce la noi descoperiri. Coridorul a fost găsit în cadrul proiectului Scanați Piramidele, care a început în 2015 și care folosește tehnologie non-invazivă pentru a vedea în interiorul structurii. Marea piramidă a fost construită în jurul anului 2560 înainte de Hristos, în timpul domniei faraonului Cheops. Laureata premiului Nobel pentru pace, Malala Yousafzai, merge la premiile Oscar. Activista este producătorul executiv al unui scurt metraj documentar, Stranger at the Gate. Malala, care a supraviețuit după ce a fost împușcată în cap, este cunoscută pentru activitatea și implicarea în problemele de educație și sociale islamice. În anul 2012, tânăra de origine pakistaneză în vârstă de 14 ani pe atunci era vizată pentru campania sa împotriva talibanilor, care închideau școlile pentru femei. A fost atacată de un taliban pakistanez înarmat, dar miraculos a supraviețuit. Ulterior a devenit cea mai tânără laureată a primului Nobel pentru pace pentru implicarea ei în educație. I wanted to spread the message because it is so important that we talk about connections, we talk about the importance of our values, including compassion and kindness towards others. Distribuit de revista New Yorker, filmul documentar nominalizat la Oscar spune povestea lui Mac, un bărbat care pune la cale un atac terorist asupra unei moschei americane. Percepția lui se schimbă radical atunci când este primit în comunitate cu brațele deschise. Minorities, vulnerable communities face this day to day based on their identity, whether that's their skin color, their gender, their religion. And gala premiilor Oscar va avea loc în Los Angeles pe 12 martie. La sport trecem la meteo. Colega mea Roxana Gheorghean este alături de mine și ne dă mai multe amănunte. Bună seara, Roxana! Bună seara, Marius! Bun găsit tuturor! Mâine vom avea parte de vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. În regiunile vestice, sudice și estice, maximele se vor situa între 4 și 14 grade. În regiunile intracarpatice, pe arii restrânse, va ploua slab, iar la munte vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări pe crestele Carpaților orientali, unde la rafală se vor depăși viteze de 70-80 de km pe oră. Deocamdată acestea au fost informațiile despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg imediat după Focus Sport. Vă spun atunci ce vești au meteorologii și pentru zilele următoare. Marius? Roxana, îți mulțumim. Mâine la Focus. Ce au pierdut românii și ce a pierdut familia Ceaușescu la cutremurul din 4 martie 1977? Povești ale supraviețuitorilor la 46 de ani de la cel mai mare seism care a lovit România în ultimul secol. Cum reziști sub tone de moloși și de unde vine singurul ajutor? Aflați mâine seară la ora 18 la Focus.
Doamnelor și domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Președintele Pupăză intră în Bucluc într-un nou episod din Secretele Președintelui. De la ora 20, Șerban Ionescu și Tamara Buciuceanu Botez sunt de neratat într-un clasic al cinematografiei românești, Ion, Blestemul Iubirii. Pe canalele Prima Sport, încă o seară cu super fotbal, bineînțeles, de la 20, vedeți Universitatea Cluj Farul în direct pe Prima Sport 1, iar de la ora 21.45 urmăriți la lucru liderul autoritar din Italia, Napoli, Lazio, în direct pe Prima Sport 2 și pe Prima Play Ungro. Să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți, bineînțeles.